Basketbaliștii Energiei au renunțat la vacanță și au revenit la antrenamente. E vorba doar de câțiva dintre ei care se pregătesc sub comanda lui Nicolici pentru a se menține în formă. Sârbul s-a întors în România pentru a negocia cu cei din conducere contractul pentru sezonul următor. Târgu Jiu have very very good atmosphere for basketball. This is basketball town. Luni seara a fost o discuție între dumnealui și conducerea clubului, o discuție deschisă în care s-au spus cărțile pe față. Nu s-a semnat niciun contract, însă s-a făcut o înțelegere verbală ca până pe data de 1 iulie să semneze un contract. Conducerea ei s-a spus că este principala opțiune pentru postul de antrenor și sezonul viitor. Dumnealui vrea să rămână la Târgu Jiu, a spus-o deschis, a spus chiar că s-ar putea să rânde și la o parte din salariul pe care l-a avut anul acesta. Atât Nicoli Senior cât și fiul său Ștefan au strâmbat din nas când au auzit termenul de 1 iulie stabilit de conducere. Don't have budget, this is big problem. Într-adevăr, s-ar putea să fie puțin cam târziu, pentru că, așa cum am spus și anterior, lunile mai și iunie pentru orașele basketbalistice ar trebui să fie o activitate intensă. Dacă s-ar putea un campus în care să aducă 4-5 jucători tineri români, 4-5 jucători străini, să se facă câteva meciuri amicale, înțelege că nu este un buget încă format și așteaptă să vadă ce se va rezolva pe viitor. I think it's late, but we'll see. Cred că este târziu, nu se știe ce se va întâmpla în sezonul viitor, dar vom vedea ce va fi, dar până la urmă cred că este târziu. Până atunci, cei doi ar putea da curs ofertelor de care spun că nu duc lipsă. I have 2-3 offers, but I wait. Chiar dacă are 2-3 oferte la momentul actual, va aștepta oferta celor de la Târgu Jiu. Poate, într-adevăr, 1 iulie este un pic cam târziu, 15 iunie ar fi data optimă pentru a semna un nou contract. Like this season, is going to be serious, I would like to stay, but like I said, we'll see. Sincer, îi place clubul, îi place atmosfera de la Târgu Jiu. Plac fanii, dacă clubul va fi serios sezonul viitor, i-ar plăcea să rămână, dar așa cum am spus, vom vedea. Cei doi sârbi au intrat repede în inimile fanilor Energiei, care i-au rugat să nu plece. O vor face sâmbătă când se vor îndrepta spre Belgradul natar. Vor reveni doar dacă cei din conducere îi vor chema la negocieri.